Mergem mai departe. Klaus Iohannis nu a dat niciun răspuns concret în scandalul revocării Laurei Codruța Kövesi. Președintele spune că așteaptă motivarea CCR și abia apoi va lua o decizie. A explicat însă că de fapt problema este mult mai gravă, pentru că prin această decizie se încearcă subordonarea procurorilor de către clasa politică. Nici măcar ministrul justiției nu poate subjuga un procuror. Dimpotrivă, ar trebui să-l ajute să fie independent, a spus Klaus Iohannis. Tudorel Toader nu s-a lăsat așteptat cu răspunsul. Klaus Iohannis a anunțat la aproape o săptămână de la decizia CCR că va aștepta motivarea curții înainte să ia o hotărâre în ce o privește pe Laura Codruța Kövesi. Președintele a precizat că va respecta Constituția indiferent ce se întâmplă. Această decizie a curții aparent vorbește doar despre o chestiune foarte concretă de revocare sau nerevocare a procurorului șef DNA. În realitate însă sunt mult mai multe teme care apar, care sunt readuse în discuție și care merită discutate. Bună oară, statutul procurorilor. Eu personal sunt convins și voi acționa în consecință, evident, că procurorii trebuie să fie independenți. Procurorii în niciun caz nu trebuie să fie controlați politic. Procurorii nu pot fi în subordinea unui politician, fie el și ministru. La scurt timp după declarațiile președintelui, ministrul justiției a venit cu o replică pe pagina